Am revenit în direct, așadar, stimați telespectatori, astăzi e o manifestare de excepție în comuna Tașca, ceea ce spunem noi de fiecare dată că și cetățeanul din mediul rural ar trebui, sau cetățeanului ar trebui să-i se aducă activități artistice, culturale, că și el merită, și el plătește taxe și impozite în țara asta. Nu lăsat acolo 4 ani de zile, în voia lui, să se descurce cum poate el, în drumuri neasfaltate, în condiții, repet, așa cum știți prea bine, și după aia să râdem de el că uite cum au ajuns oamenii, da, de la Vaslui sau din alte părți. Nu. Trebuie să ajungă și la ei actul cultural, să ajungă și la ei, și iată că la Tașca se întâmplă, poate mulți vă întrebați cum de acolo se întâmplă. Sunt oameni care sunt dispuși să-și cheltuie timpul, efortul, să aducă prieteni, cunoștințe, să aducă, dar, repet, trebuie și o deschidere a conducerii, a primarilor, a oamenilor care conduc destinele noastre. Pentru că o să ne mirăm de ce-i prăpastia asta între oraș și sat. Și sat. Că așa se întâmplă. Și în București, dacă ai ieșit din București, plonjezi într-o prăpastie. Și așa se întâmplă. Oamenii de acolo, și sunt oameni valoroși, chiar vorbeam cu doamna profesoară, sunt oameni valoroși și la Codlea, și la, eu știu, Tașca, și la, eu știu, în alte condiții, în alte comune. Asta e o durerea mea, pentru că îi lăsăm pe oameni. Eu vreau să vă dau exemplu, oamenii din rural, prea... două exemple de primari, ca să nu se înțeleagă, lăsăm la o parte culoarea politică, nici nu mă interesează niciodată, nu m-a interesat culoarea politică. Doi primari pentru care eu chiar port un respect deosebit, probabil și datorită activităților desfășurate sau frecvenței activităților propuse și desfășurate, efectiv. Doamna primar Daniela Ursache de la Tașca și domnul primar Anton Covasan de la Dămuc. Sunt două localități pe Valea Bicazului. Da, unde cunoști tu, mai fi și în alte părți. Unde eu m-am implicat într-adevăr direct acolo, dar sunt oameni care sunt dispuși să ridice într-adevăr nivelul cultural al sătenilor, al țăranilor, cum ar spune mulți. Și nu doar că sunt dispuși, dar chiar fac ceva în sensul efectiv, ăsta. Efectiv, ca să-mi amintesc de cele două declarații de unire pe care eu, cu Asociația Culturală, eu cred, le-am propus. Prima, cred că a fost la noi în țară, nu știu dacă neapărat în țară, dar în Moldova, Comuna Tașca a adoptat pentru prima declarație de unire, reunire la Tașca. Eram la, dacă ți-aduci tu aminte, Gigi, eram la Constanța în spectacol. Într-un spectacol, Dor de Basarabia se numea. Și atunci Consiliul Local Tașca a adoptat în unanimitate acea declarație de reunire. Iar la Dămuc, tot la inițiativa mea și a Asociației Culturale, eu cred, cu sprijinul domnului primar Anton Covasan, cea de-a doua declarație de reunire, în cadrul unui spectacol frumos, somptuos, la care au participat oameni de suflet, și aici îl amintesc pe Ciprian Istrate, care este colegul nostru, fost jandarm, actual polițist, directorul ansamblului Ciocârlie al Ministerului Afacerilor Interne, oameni care au venit și au fost dispuși să vină, repet, gratuit, pentru a susține un asemenea act. Asta vă spun eu. La țară, nu la orașe. Sunt oameni care sunt dispuși, dar să fie lăsați. Sigur, adică sigur. Să le deschizi o ușă. Domnule, veniți, faceți, nu vă deranjează nimeni, aveți tot ce vă trebuie. Asta așteptăm noi de la pentru că nici ei nu pot să le facă toate. Înțelegeți că noi eu sunt un critic al manifestărilor astea cu bani publici. Da. Fel de fel de spectacole, fel de concerte, fel de fel în aer liber, vine, nu vine, mai dăm un mic, mai dăm o bere cu bani foarte mulți. De multe ori se aduc artiști care nu justifică banii, pur și simplu. Artistul îmi spune el mie cum s-a dus el nu știu unde prin Italia, pe un fel de fel de locuri și a făcut. Mie nu-mi convin lucrurile astea și multor oameni nu le convin. Adică dacă voi veniți și cântați gratis, nu mă interesează. Primăriile să vă dea voie. Atât trebuie să facă. Sigur, să vă dea voie și să dea voie oamenilor care... Să creeze condiții. Mă rog, asta e o altă discuție și o altă... Da. Chiar așa. Hai să ne întoarcem la Grigore Vieru. Dacă mai aveți o poezie, da, e păcat, e păcat să vorbim de ale...
Am ales, dar într-adevăr, da, e o zi în care ar fi fost și mai frumoasă sărbătoarea dacă ar fi trăit Grigore Vieru. Din păcate, el probabil că participă la un cenaclu undeva de-a dreapta tatălui împreună cu Adrian Păunescu și alți frumoși poeți ai noștri. Dar acum e bine că suntem noi aici și că avem, iată, minunății scrise de el. Și am ales un teanc întreg, vă spuneam că nu am putut opri la 2-3, dar îi dau citire de pildă acestui templu al lui. Prețuiesc deopotrivă pe Sfântul cu mâna dusă spre inimă, la fel și pe Sfântul sprijinit în sabie. Doamne, poate că n-am fost nici sfânt, nici oștean. Pur și simplu ziditul m-am de viu în templul limbii române. Iar în biserică n-ai cum să fii curajos. În biserică să fii drept și cinstit. Este extraordinar mesajul pe care îl transmite Grigore Vieru prin versurile acestea. Este o poezie scrisă și dedicată lui Ioan Alexandru, poetul creștin, da, Ioan Alexandru. Exact. Vedeți, sunt... El are de altfel, de aceea e încântător Grigore Vieru, pentru că dacă începi să-l citești, te trece de la o stare la alta. Nu e uniform cumva și în felul acesta să devină la un moment dat monoton prin banalitate. Nu, te urcă, te coboară, te surprinde, te răcorește uneori, alteori te înfierbântă din pricină de simț patriotic, alteori din sentiment de iubire și... Tot așa, pas cu pas, vers cu vers, poezie cu poezie, n-ai cum să te oprești și să simți că te-ai plictisit, că e destul. Fiindcă are mesaj diferit și are un mod diferit de a exterioriza simțământul poetic prin cuvânt, chiar dacă pare la fel, cuvântul lui e diferit în text așezat altfel, parcă. Și atunci, clar că nu te poți plictisi și nu te poți opri. El a avut o legătură nemaipomenită cu județul Neamț, cu Târgu Neamț, da? A venit foarte des, are legături de prietenie cu oameni de aici, a scris și un imn, o poezie pentru Târgu Neamț. Ia uitați, să nu uităm, să nu le trecem astea sub vedere. Da. Pentru el a fost foarte, foarte importantă mama și o aduce adesea în scrierile pe care le are. Iată cât de frumos sună asta, deși e dedicată lui Marin Sorescu poezia, dar uitați cum se oprește la mamă, ca și tragedie, ca și sacrificiu, efort minunat. Pe mine mă iubeau toate femeile, mă simțeam puternic și sigur. Ca meșterul Manole am cutezat să ridic o construcție care să dăinuie veșnic. Am început lucrul și le-am chemat la mine pe toate, pe Maria, pe Ana, pe Alexandra, pe Ioana, care întâi va ajunge, pe aceea în perete o voi zidi. Dar din toate femeile a venit una singură. Mama, tu nu m-ai strigat, fiule? Da, Grigore Vieru. Poezii adevărate și nu au cum să nu vă miște. Grigore Vieru a luptat foarte mult în timpul vieții pentru unire, pentru limba română, da, în Basarabia, pentru... Dar, din păcate, repet, a trecut extrem de repede la... Cele veșnice. Cele veșnice. Are un fiu, am văzut că și el... mă rog, e implicat, dar greu se va mai naște în de România. Regulă, de regulă, spun, copiii nu se ridică la nivelul... Și aici mă gândesc un simplu exemplu care îmi vine în minte acum. Adrian Păunescu cu Andrei Păunescu. Sigur, Andrei Păunescu este un artist folk, dar... Adrian Păunescu rămâne Adrian Păunescu. Iarăși, fiecare e născut în Tatiana Stepa, în epoca lui. Cătălin Stepa. Fiii sunt în altă Ion Alda Teodorovici perioadă. Cu Cristofor Teodorovici. Cântă și el. El cântă și el, da. Dar este bun, dar părinții probabil
erau pe alte drumuri. Da, erau da, pe alte e foarte da, greu să crești în umbra părintelui tău dacă părintele tău se apropie de genialitate. Da, cred da, că da, despre asta este. Vorbim când zicem așa Adrian Păunescu, nu pe cei care i-a amintit Tatiana Stepa, de exemplu, a fost lui Andrei Păunescu i-am prezentat un spectacol de pildă la noi în Covasna, de fapt am trecut eu granița județului vecin și am fost acolo. E minunat și el da, n-are da, niciun da, fel da, de handicap în afara celui că este fiul tatălui său. Deci imaginați-vă că dacă Andrei Păunescu, dacă băiatul Tatiana Stepa Cristofor, dacă alții și alții pe care îi putem aminti aici n-ar fi fost fiii sau fiicele părinților lor, poate că i-am fi perceput altfel. Evident, evident. Să-i privim așa cum sunt. Sunt valoroși, sunt buni, sunt minunați. Eu n-am vrut să spun... Da, nu, am înțeles ce ai vrut să spui și ai spus-o frumos. Da, e adevărat. Doar că, într-adevăr, e minunat că, iată, spre deosebire de alți copii, care nu numai că nu se apropie de valoare, de calitatea artistică sau poetică a părinților, dar nici măcar se pierd, se risipesc în cu totul alte direcții și în alte direcții fără sens, fără rost. Așa deci este. Despre asta vorbim. Oamenii aceștia, iată că măcar... Îmi cer scuze, extind un pic, mă duc și spre latura sportivă. Spre exemplu, vă dau un exemplu simplu. Hagi. Hagi rămâne Hagi. Ianis fiul său este un copil talentat, dar este Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi este Gheorghe Hagi. Așa este. Vă rog, simt că vreți să ne spuneți ceva, să ne citiți ceva. Doamna Grigore Vieru spunea, Corina poate Mica. Că, într-adevăr, ochii femeii iubite sunt marginea lumii. El a adus foarte frumoase ode femeii. Femeii sub orice formă, femeia privită ca patrie, femeia privită ca mamă, ca soție și ca iubită. Și a scris un cântec, o să vă placă foarte mult, care sunt mai sensibil, poate o să și lăcrimeze. Mi-ai fost aproape întotdeauna, de nimeni și nici când umbrită. Norocul cerului e luna, norocul meu ești tu, iubito. Te știu de când ca o zambilă creșteai sub cer de primăvară, erai frumoasă și copilă, frumoasă ai fost și domnișoară. De ce aș fi trist? De ce ai fi tristă? Eu dragă -ți sunt, tu, dragă mie, dea Domnul și copiii noștri așa de fericiți să fie. Eu văd tristețea acum colindă prin dureroasa ta privire și văd, iubito, în oglindă, cum smulgi din păr albite fire. Iubita mea și-a mea comoară, nu mai fi tristă chiar de toamnă, frumoasă ai fost și domnișoară, frumoasă ai rămas și doamnă. Te albește prima nea ușoară, n-o tăinui pe sub năframă, frumoasă ai fost și domnișoară, și mai frumoasă ești ca mamă. Te bucură și nu fi tristă, așa sunt toate rânduite. Frumoasă este orice vârstă, un dar ce Domnul ni-l trimite. Grigore Vieru, de ce ai fi tristă? Da, într-adevăr. Cred că am răscolit puțin așa sentimentele celor care au rămas alături de noi. Ne cerem scuze că am derapat, am trecut de la Valentine's Day, dar repet... trebuie să ne întoarcem, iată, la costumul popular, la tradiția noastră. Și până la urmă poate ne întâlnim și de dragobete, fiindcă aia e sărbătoarea iubirii neamului nostru. Dragobetele, drag. Nu Valentine's Day. Eu n-am nimic nici cu această zi. Dacă vine ca o zi a iubirii, așa cum... Nu, dar nimeni n-ar fi Doamne ferește. Că pe 14 s-a născut este Grigore Vieru. Ziua exact, lui exact, Grigore Vieru, exact. Un mare patriot, un mare deci, român. Unul dintre ofurile mele... Vă rog. Acum, în această zi de 14 februarie, am avut și o reacție chiar pe Facebook anul trecut sau nu știu când, acum 2 ani, când supărarea unui polițist spunea un ziar local. Asta era. Nimeni nu-și amintea de ziua marelui poet Grigore Vieru. Toți vorbeau despre love, despre iubire, despre Valentine's Day. Dar nimeni, nici pe măcar... Pe 1 martie nu o să vorbească nimeni de creangă. Sigur că da, sigur. Sunt o grămadă de exemple. Pentru că... Sunt sărbători inventate, aduse de afară. Eu nu le văd niciun rost. Avem noi sărbătorile noastre. Noi de-am fi în stare să ne bucurăm de ele. Cum spunea și Gigi, de dragobete. Dragobetele este sărbătoarea noastră tradițională a iubirii.
N-am nimic cu... Sau ce mai sărbătorim? Halloween? Da, și alte sărbători? Adică doar nu o singură zi pe an să fie sărbătoarea Unirii, da, da, doar de da. Paște de Crăciun da. Să faci un, sus, să un gest sigur, de milostenie cu un sinu în jurul tău. Nu, în fiecare zi trebuie să fie sărbătoare iubirii, în fiecare zi. Nu, asta vreau să spun. Să ne păstrăm costumul popular. A început, da, să ne păstrăm tradiția noastră, pentru că ceea ce se urmează, sau eu știu, scenariul ăsta de a fi toți pe o planetă, da, e frumos, dar fiecare trebuie să-și țină nu? De valorile este, lui. Fiecare este. Stat, fiecare țară. Și ea este rădăcina noastră, de ea trebuie să... Da. Dacă ne-am dezrădăcinat, ne-am pierdut cu totul. Păi asta și așa e. Suntem pe asta cale... e. Văd că omul nu mai e acolo, omul locului, cum se da, spune. Da, nu mai ancorat. Da, vedeam... Știți ce am citit astăzi? Și italienii au început să migreze culmea către România. Noi către da. Italia, toată lumea migrează, da. Toată lumea își caută un loc pe planeta da, asta. Ziceați mai devreme ceva... despre faptul da. Că și în zona rurală trebuie să se întâmple actul neapărat, cultural, artistic, neapărat. Frumos. Ei, închipuiți-vă că toată lumea, în ultima perioadă, cel puțin așa a fost, în ultimii ani, mulți ani, toată lumea căuta să se mute de la sat la oraș. Eu acum fac eforturi foarte mari și sper să-mi și izbutească eforturile acestea, să mă mut la sat. Mi-am luat pământ, mă voi înrădăcina din nou acolo, în coasta Gliei țării mele, în așa fel încât să nu plec de acolo, pentru că tot acolo o să mă întorc da. La un moment dat. Și haideți că voiam să rostim poezia aceasta după cântec, da, da. Dar numai da, după cântec nu va mai fi. Cântec. Haideți să o spunem, să vedeți cât de frumoasă este. Da. Sub stele trece apa, cu lacrima de o seamă, mi-e dor de a ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Măicuța mea, grădină cu flori, cu nuci și mere, a ochilor lumină, văzduhul gurii mele. Măicuțo tu, vecie, nemuritoare, carte de dor și omenie și cântec fără moarte, vânt hulpa, pom cuprinde și frunza o destramă, mi-e dor de a tale brațe, mi-e dor de tine, mamă. Tot cască leul iernii cu vifore în coamă, mi-e dor de vorba-ți caldă, mi-e dor de tine, mamă. Domnul Gheorghe Postea Filip, mi-atinge fața, ori poate a ta năframă, sunt alb, bătrân aproape, mi-e dor de tine, mamă. Grigore Vieru. Exact. Domnul Gheorghe Filip, purtătorul de cuvânt IPJ Harghita, domnul Mihai Coșerariu, deja arhicunoscut, doamna profesoară, de fapt familia, nu știu dacă v-ați dat seama, da. Familia doamna, Folk. Familia Folk Nica. Folk Nica. Le mulțumim foarte mult de la Codlea, de la Brașov, fac și eforturi susținute acolo, să țină steagul sus. Ne apropiem de final, din păcate. Dar din fericire ascultăm o melodie extraordinară. Spuneam mai devreme că trebuie să răspim numele autorilor. Ei bine, versurile sunt ale minunatului Grigore Vieru, iar linia melodică a minunatului Mihai Marius Coșerariu, prietenul și colegul meu. De fapt, de la titlul acestei poezii am convenit să dăm titulatura spectacolului de astăzi, titlul spectacolului de astăzi, scrisoare din Basarabia, astăzi la ora 17 la Centrul Cultural al Comunei Tașca, Primăria Comunei, împreună cu Cenacul Cultural Literar Nichita Sănescu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Vă așteptăm cu drag, scrisoare din Basarabia. Este în prima audiție această melodie. N-ați mai auzit-o, sigur n-ați mai auzit-o niciodată. Sau dacă ați auzit-o, ați auzit-o într-o altă variantă de la domnul Fuego. Nu mai putem scăpa de domnul Fuego, da. Eu vă mulțumesc tare mult că ne-ați prelejuit astăzi o întâlnire cu versul, cu sufletul și cu România profundă. Cu vorba strântă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai adus și grai și pită
și-ai năvălit pe-al meu pământ. În vremea putredă, în vremea putredă și goală. Pe mine, frate, cum să spun? Pe mine m-au mințit la școală. Pe mine m-au mințit la școală. Că-mi ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de prun. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de prun. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga. Un bine graiul cel sluțit. Citesc azi pe Argezi, blaga. Ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăință nesfârșită. Mă rog, iubitului Iisus, Să-mi ierte vorba rătăcită. Ce despre tine, frate, am spus. Din Basarabia vă scriu. Dulci frați, de dincolo de prun. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de prun. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate-mi ești odată, scăpai o lacrimă în priviri. Ce-a fost pe loc și arestată. Și dus în ocnă la Sibiri. Acolo, în friguroasa zare. Din drobul mut al lacrimei. Ocnașii scoți și astăzi sare. Și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu. Dulci frați de dincolo de prun. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Din Basarabia vă scriu. Dulci frați de dincolo de prun. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut.